Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi revin către voi cu o citire interactivă pentru a vedea dacă aveți pe cineva în minte, ce gândește, ce intenționează să facă, ce simte acum. O citire scurtă cu două variante de răspuns, să vedem ce mesaje ne pot apărea. Voi aveți puterea de a schimba tot ceea ce vă deranjează, vă displace sau vă încurcă în această viață. Avem două seturi sau două cristale, malachitul, cristalul verde și ametistul, cristalul mov. Sunt două seturi compatibile, unul este al negru, celălalt este în culoare. Ambele sunt foarte profunde, să vedem ce putem extrage de aici. Luați doar mesajele cu care rezonați voi, ce nu, lăsați deoparte. Numărul 1 și numărul 2. Începem cu numărul 1. Pentru cei care ați ales malachitul, este un cristal care ne vorbește despre corpul emoțional, despre copilul interior și despre copiii noștri, dar și despre ochi, provocări oftalmologice sau percepție. Să vedem. Dacă aveți pe cineva în minte, ce gândește, ce dorește, când se gândește la voi sau ce crede despre voi acum. Avem cartea Asculta și numărul 6. Posibil aici să fi fost vorba despre o relație de iubire sau despre o relație care înainte a fost în armonie și care a ajuns într-un punct în care poate v-ați separat. Sau, dacă încă sunteți împreună și lucrurile nu prea funcționează, este un punct în care posibil să fiți în fața unei decizii importante. Pe de altă parte, aici vorbim despre cineva care în acest moment nu se simte ascultat. Are senzația că nu poate ajunge la voi, are senzația că nu poate intra din nou în viața voastră. Pentru alții dintre voi, este cineva care în acest moment nu are atenția concentrată pe voi, pentru că în mintea sa sunt alte lucruri care îl preocupă sau o preocupă mai mult de atât. Este cineva care este și timid sau care și-a pierdut încrederea, fie în voi, fie în sine, sau în relația voastră, pentru că avem numărul 6 al îndrăgostiților. Aici avem cheia din copac. Este cineva care se simte izolat, care realmente nu poate ajunge la voi sau care asta crede. Cineva care ar mai încerca o dată sau care ar dori să se apropie de voi, însă, pe de o parte, are convingerea că totul este în zadar, iar pe de altă parte știe că ar trebui să schimbe ceva. Avem un număr 4 și un număr 9. Cineva care, pentru a construi de la început ceva, ar trebui să distrugă ceva sau să iasă dintr-o zonă de confort. Și s-ar putea să fie aici vorba despre o persoană care înainte a simțit că s-a sacrificat pe sine sau că a dat prea mult sau că poate relația nu a fost în armonie. Pe de altă parte, aici mai vorbim și despre cineva care se simte foarte slăbit sau care poate știe că nu a procedat corect atunci când i s-a ivit ocazia să aleagă. Vorbim aici despre o persoană care este în fața unei decizii, dar care în egală măsură simte că nu poate să aleagă. Ar vrea să facă un pas înainte către voi, își dorește să se deschidă, să acționeze, să facă ceva anume și dacă sunteți singuri, și dacă sunteți în cuplu, și dacă sunteți separați, însă în egală măsură există aici un impediment sau în acest moment această persoană, după cum am spus, are gândul în altă parte. În mintea sa sunt gânduri care nu au legătură cu voi. Elixirul vieții și diavolul, o persoană care este foarte atrasă de voi, dar care poate în acest moment nu își dorește o relație stabilă sau care se teme dintr-o oarecare măsură să facă un pas înainte. Pentru cei care sunteți în cupluri, spre exemplu, vorbim aici despre cineva care s-ar putea să își dorească să fugă, să aibă senzația sau credința că relația este toxică.
Pe de altă parte, s-ar putea să fie cineva care are ceva dependențe și care știe că nu poate scăpa de acestea sau care vrea să scape de aceste dependențe, dar nu știe cum și știe că vă rănește implicit prin comportamentul său toxic, să-i spunem așa. Vorbim aici despre cineva care se simte controlat sau care a simțit că este controlat sau care poate știe că a încercat să vă controleze pe voi sau care a dominat într-o oarecare măsură. Povestea voastră de viață de până acum este o persoană care se simte puternică, dar doar atunci când este sub o influență anume. Vorbim despre cineva care caută armonia, inițiază sau a inițiat, vrea să acționeze și apoi se răzgândește. Este o persoană confuză aici în discuție, realmente care nu știe ce să facă în acest moment și cum să acționeze. Se simte restricționată fie la nivel de sine, fie de către voi. Avem asul de spade și din nou tema acestei chei. Cineva care ar vrea să inițieze o acțiune, cineva care ar vrea să comunice, cineva care s-ar putea să se enerveze foarte repede sau să-și piardă foarte repede cumpătul. Este cineva care se și teme să nu reintre în aceeași poveste și în același ciclu de viață, împăratul. Este o persoană care s-ar putea în scurt timp să-și schimbe atitudinea față de voi, dar este și o persoană, printre altele, căreia îi place să domine discuția, controlul, căreia îi place să fie lucrurile așa cum își dorește și care nu este foarte flexibilă în negociere. Este o persoană care s-ar putea să-și fi dat seama că vă face rău prin felul său de a fi, iar dacă nu și-a dat seama, energia vă spune aici că este o persoană care, până la punctul de armonie dintre voi doi, înainte distruge și apoi vine și își cere scuze. Cam acesta ar fi tiparul acestei persoane. Face ceva și apoi regretă. Regele de cupe, cineva care are sentimente pentru voi, dar este și cineva care în sinea sa are o apăsare sufletească. Este o persoană cu profil de apă, o persoană emoțională, o persoană care este foarte ușor declanșată emoțional. O persoană cu multe frici, să știți, aici avem o carte a scorpionului, o carte a berbecului, deci cineva care este guvernat de Pluto și Marte. Fix acum, în timp ce înregistrez, vom avea conjuncția dintre Marte și Pluto, care vine cu obsesii, cu un tipar comportamental obsesiv, chiar și compulsiv. O persoană care se dezlănțuie sau s-a dezlănțuit în istoria voastră, în povestea voastră și care, da, știe că poate a făcut greșeli sau că face greșeli, dar în egală măsură nu se poate abține. S-ar putea să fie o iubire foarte mare între voi, s-ar putea să fie foarte atrasă această persoană de voi dacă nu sunteți într-un cuplu deja, însă în egală măsură nu există aici stabilitate. Energia fluctuează foarte mult între voi doi în această perioadă. O persoană care ar vrea să stea de vorbă, dar care nu are curaj să o facă față în față, care are frici, o persoană care se teme și analizează foarte mult, întoarce povestea pe toate părțile, se gândește și se răzgândește de nenumărate ori. Regina de spade, o persoană care simte că nu mai merge așa. Fie voi ați blocat, fie ei pe voi, dar v-au blocat din frică. O persoană care este cu ochii pe voi în acest moment, o persoană care vrea să facă ceva. În mod cert, în acest moment, persoana aceasta, vedeți asul de bâte, intenționează să facă ceva. Are niște gânduri în ceea ce vă privește, posibil să acționeze, însă dacă o face, să aveți grijă că se va ascunde după o mască. După o mască autocontrolului, după o mască a unei răceli emoționale, dar care nu este sinceră, evident.
Iar Marte și Pluto, sau această energie a vărsătorului, când înregistrăm, cumva cere detașarea. Este o persoană foarte atașată, este o persoană, după cum spuneam, care creează mici obsesii sau care nu se poate schimba. Este ceva foarte manipulator aici. Este un anume fel de a fi care îl sau o controlează. Doi de bâte. Este foarte interesant pentru că avem asul de spade și doi de spade, asul de bâte și doi de bâte. O persoană care clar va face un pas înainte, însă își face planuri. Are nevoie de un plan această persoană pentru a acționa, pentru a face un pas înainte, pentru a se convinge pe sine de ceva anume. În acest moment caută să înțeleagă care este strategia cea mai bună de a interacționa cu voi. Chiar dacă în acest moment nu comunicați sau v-ați blocat reciproc. Dacă sunteți singuri, este o persoană care nu știe încă cum să acționeze, care are niște frici, care se teme cumva să facă un pas înainte, dar nu are legătură cu voi această temere, ci cu sine, cu suferința sa anterioară. Echilibrul și cinciul. Vedeți, vorbim aici despre o persoană care, indiferent de interacțiunea dintre voi și de povestea voastră, caută să se înțeleagă pe sine sau își caută un echilibru. Caută fie să vă cunoască, fie să înțeleagă ce s-a întâmplat între voi, relația dintre voi. Și dacă sunteți într-un cuplu, în acest moment energia dintre voi fluctuează foarte mult. Cinciul este schimbare, iar aici cartea ne indică echilibru, că trebuie să ne întoarcem într-o stare de echilibru și emoțiile noastre să nu mai fluctueze atât de mult. Este o persoană care, da, este foarte concentrată în acest moment pe ceva anume, care caută să se echilibreze pentru că are gânduri contradictorii în ceea ce vă privește. Pe de o parte vrea să acționeze, pe de altă parte vrea să se retragă. Energia momentului prezent vă ajută, este doar nevoie de foarte multă răbdare și de înlăturarea obsesiilor, în sensul că orice ne-am dori, vital în aceste vremuri este să ne detașăm de rezultat pentru a putea manifesta de fapt ceea ce ne dorim. Și aici avem o persoană care fie a fost parte din familia voastră, fie a avut o familie anterior, un cuplu mai exact, unde a suferit și asta încearcă să evite acum. O persoană care, da, într-o oarecare măsură este pregătită să facă un pas către familie, către un angajament, către o altă relație, dar deopotrivă nu se grăbește. Este o persoană care are nevoie de timp pentru a-și pune toate speranțele în ceva anume. Nu riscă, deși este compulsivă, în acest moment nu riscă. Este o persoană care vă dorește, care se simte atrasă de voi, iar dacă sunteți în cuplu, este o persoană care, după cum spuneam, în acest moment are sentimente contradictorii și gânduri contradictorii în legătură cu ceva, în legătură cu voi, sau voi sunteți pe de o parte și alte lucruri pe de altă parte. Și atunci nu găsește un echilibru și cum să se împartă între voi și viața sa proprie. Aici avem pajul de cupe. Vorbim despre energia peștilor. Posibil foarte multă acțiune, să vedeți mai degrabă spre sfârșitul lunii sau în luna martie. Este o persoană care, după cum spuneam, fluctuează foarte mult la nivel emoțional și care are o mască. Are sentimente sau se gândește la lucruri romantice, însemnați ceva pentru această persoană, însă își ia timp să se convingă mai degrabă pe sine ce. Și roata destinului din nou. Vorbim despre un ciclu karmic, vorbim despre o persoană karmică, vorbim despre o uniune karmică. Karmic înseamnă și bun și rău, înseamnă suflete pereche care sunt venite aici să ne ajute, indiferent de modalitatea prin care acționează. Este o persoană cu care aveți o poveste,
Este istoria voastră, este parte din călătoria voastră. Este o persoană care, într-o oarecare măsură, va acționa și veți avea parte de o concluzie la ceea ce vă apasă în acest moment când vizionați înregistrarea. Vorbim despre o relație sau o interacțiune prin care voi să vă întregiți și această persoană să se întregească. Mai este aici o provocare cu această persoană în sensul că dacă a avut o experiență negativă înainte, se teme să nu aibă același timp de experiență și cu voi în acest moment. Sau dacă aveți deja o relație stabilă, este o persoană care vrea să iasă dintr-un ciclu toxic, din certuri, din discuții care până la urma urmei nu duc nicăieri. Asul de spade și doi de spade ne indică orice am face, ajungem să ne certăm sau să nu ajungem la nicio concluzie potrivită. Orice am dori să începem și să întreprindem, cumva ajunge într-o etapă de analiză și de strategie, dar în nimic concret. Cam asta este energia în acest moment acum, dintre voi și această persoană, iar gândurile acestei persoane către voi sunt unele de iubire, de cucerire, sunt gânduri bune, să le spunem așa, cupajul de cupe aici, atât că nu este o energie stabilă în acest moment. Admirator secret. Orice ar simți în această perioadă, această persoană, în mod evident, nu va dezvălui realele sale intenții până ce nu se va convinge pe sine. În sufletul său, această persoană te vede, vă vede ca pe ceva prețios, dar în egală măsură, această panică și frică proprie o ține în loc pe această persoană. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie vorba despre faptul că și această persoană are același tip de sentimente pentru voi dacă sunteți singuri, dar nu are curaj să le manifeste pentru că este în etapa de analiză, de strategie, de convingere pe sine. Este o energie foarte bună aici. Persoană care fie în acest moment nu are încredere că voi doi ați putea avea ceva împreună, fie în acest moment vă vede ca pe niște prieteni sau care ar vrea să aibă înainte de toate o discuție amicală. Pentru alții dintre voi, pentru a ajunge la o prietenie, pentru a ajunge la o relație, de fapt, cu această persoană, trebuie să fiți înainte prieteni pentru a putea începe să aibă încredere în voi. O persoană care, în acest moment, după cum spuneam, nu acționează pentru că nu știe dacă lucrurile ar putea funcționa între voi sau nu, deși există chimie între voi, vrea să înțeleagă compatibilitatea, dacă puteți conviețui, dacă puteți fi într-o relație. Uite, este o relație karmică, deja această carte ne-a indicat acest aspect, dar din care și voi și această persoană aveți de învățat. Se repetă simbolul cheii care vorbește despre o oportunitate, o persoană care este stresată în acest moment, vedeți, de experiența anterioară, fie a voastră împreună, fie a sa proprie, care simte cumva presiunea timpului și care se gândește că s-ar putea să fie prea târziu sau care se simte pur și simplu presată de ceva anume. Poate fi de activitatea sa profesională, poate fi de mediul său social, unde are un anume tipar de urmat, unde trebuie să se comporte într-un anume fel. O persoană care, da, are sentimente pentru voi sau nutrește aceste sentimente de iubire, de drag pentru voi. Uite, o persoană care se gândește la voi, da, ca la cineva preferat și ca la un potențial de relație, dar din nou analizează și care în acest moment caută să capete claritate pentru a putea lua o hotărâre, pentru a putea acționa după sau precum își dorește. Vă mulțumesc tare mult, sper să vă fi fost de folos, merg către următorul grup.
Pentru cei care v-ați ales seturile alb-negru sau ametistul, ametistul este un cristal care ne vorbește despre a înțelege, despre înțelegere, despre frecvență înaltă, despre spiritualitate, dar și despre capacitatea de a simți, despre clarsimțire. Și să vedem acum ce mesaje ne pot apărea, ce simte cineva anume pentru voi, chiar dacă sunteți singuri, sau ce puteți manifesta, ce gândește o anume persoană pentru voi în acest moment. Uite, o persoană destul de anxioasă, dar și de hotărâtă. Posibil să fie semn cardinal, berbec, rac, balanță sau capricorn. O persoană care în acest moment este pe o direcție anume, are o viață, face ceva anume, s-ar putea pentru faimă sau este o persoană orgolioasă, o persoană căreia îi place să fie în centrul atenției, o persoană care se manifestă ca un copil. Avem soarele și casa 5-a din astrologie, plus cele 5 vrăbii aici, elemente de aer, deci vorbim despre o casa 5-a în vărsător care spune de fapt, în esență, o persoană care vrea atenție, dar nu se atașează. Vorbim despre axa leu-vărsător din astrologie, care spune ce vreau eu și ce vrem noi. O persoană care acționează precum dorește, dar de multe ori îi scapă din vedere ceea ce însemnați voi ca și cuplu, sau o persoană care este mai mult concentrată pe sine decât pe ceilalți. Nu este într-un echilibru. Numărul 5 înseamnă că este în continuă schimbare, că este în continuă evoluție, că în permanență se plictisește sau că este într-o căutare anume, caută ceva. O persoană care poate acționa mereu imprevizibil. Cu această persoană niciodată nu se știe exact ce se poate întâmpla. Vorbim despre o persoană care în acest moment este tăcută sau care în acest moment și-a pierdut cumva direcția și tocmai de aceea o caută. Au existat aici momente foarte frumoase între voi, este o conexiune spirituală, este o conexiune care vorbește despre evoluția voastră aici în planul fizic și este o persoană, să știți, care s-ar putea să fie foarte, foarte, foarte orgolioasă, foarte orgolioasă, care da, s-ar putea să fie într-o călătorie proprie a sinelui de evoluție, către ceva anume, către o profesie, către ceva anume. O persoană care are sentimente pentru voi, o persoană care caută să se liniștească în acest moment. Este o persoană pentru care voi însemnați ceva. Vă vede pe voi ca pe ceva prețios, ca pe maestrul maestrii lor. O persoană care, indiferent de ce v-ar spune, știe că într-o oarecare măsură ați făcut mai multe decât ea sau care știe că voi sunteți cumva mai buni. O persoană care s-ar putea să nu vă fi tratat cu respect sau așa cum meritați voi. O persoană care acum se teme că nu v-a luat în serios. Are un moment de epifanie și conștientizează că a greșit. O persoană cu care să știți că sunteți încă într-un ciclu karmic. Vorbim aici despre o persoană care, după cum spuneam, caută plăcerile vieții, bucuria vieții, faima, posibil să aveți de-a face unii dintre voi cu persoane care sunt publice sau care au ceva notorietate. Foarte bună în actorie această persoană, în a juca un rol. Aici avem pajul de monede.
persoană care caută în acest moment să se afirme, să crească într-o anume zonă. O persoană care s-ar putea să fie în acest moment cu spatele la voi, indiferent dacă sunteți singuri sau într-un cuplu sau v-ați despărțit de această persoană, să știți că, într-o oarecare măsură, așteaptă ceva de la voi. Această persoană așteaptă în permanență de la voi sau așteaptă de la voi să faceți un pas. În timp ce această persoană se concentrează pe sine, este o persoană care s-ar putea să știe că voi ați făcut mereu mai mult. Și mai este ceva aici. Este o persoană care s-ar putea să știe că voi sunteți cei care aveți mai multe sentimente pentru ea, el. Să fiți atenți și la acest aspect. O persoană care caută mai multă atenție decât dă. Avem un 8 de spade. O persoană care în acest moment nu este liniștită. Este foarte agitată, o persoană care s-a blocat, a blocat această relație, a blocat și-a blocat sentimentele pentru voi și și-a văzut de treabă, și-a văzut de propria sa viață, trăiește intens fiecare moment, fără să se gândească la consecințe sau la viitor. Regele de monede, o persoană care s-ar putea pentru unii dintre voi să aibă o relație în altă parte sau să fie părinte și să aibă copii cu care în acest moment petrece timpul sau către care în acest moment este atenția direcționată sau este o persoană cu care nu ați putut fi într-un cuplu pentru că sunteți căsătoriți. Există aici un element al căsătoriei care pare să fi fost într-un anume punct un impediment sau este o persoană care vrea să se afirme la nivel personal, profesional, care caută să se dezvolte la nivel financiar foarte mult. Este o persoană care nu poate să aibă parte de stabilitate într-o relație, oricât de multe sentimente ar avea pentru voi în acest moment. Asul de cupe, o persoană care s-ar putea să fi luat relația voastră foarte ușor, o persoană care se îndrăgostește repede, dar atât de repede pe cât se îndrăgostește, la fel de repede se și plictisește posibil. Este o persoană foarte copilăroasă, s-ar putea să aibă și niște vicii aici. Sau ați fost fiecare dintre voi într-o relație și s-a întâmplat să vă intersectați pe drum, iar această iubire dintre voi doi să fi fost imposibilă și să se fi întâmplat mai mult la nivel spiritual, la nivel imaginar. Este o persoană care are acest blocaj pe care îl vom analiza, dar care are sentimente pentru voi, însă în felul propriu. 3 de bâte, o persoană care va acționa în favoarea sa. Pentru alții dintre voi este o persoană care vă poate surprinde, după cum spuneam, totul este imprevizibil aici, în tiparul său comportamental, și care, prin joacă, se poate reapropia de voi. Am vorbit despre axa leu-vărsător și vărsătorul de egalitate, prietenie, s-ar putea să fie așa ca o joacă de copil aici, sau să fi trăit această poveste de iubire voi doi, dar această persoană să nu o fi luat-o prea în serios, în timp ce voi v-ați cam îndrăgostit. Regele de bâte, o persoană care într-adevăr caută foarte multă atenție, este foarte cuceritoare, este foarte pasională. Voi ați văzut în această relație stabilitate, în timp ce această persoană a trăit clipa. 6 de monede, o persoană care, după cum spuneam, caută faimă sau caută să-i fie bine în acest moment, se concentrează pe ceva anume și toată forța este acolo. Pe de altă parte, este o persoană care știe acum că este la mila voastră, că dacă ar face ceva, că dacă ar veni către voi în acest moment, ar fi într-o poziție de inegalitate și nu s-ar mai simți la fel de puternic sau puternică. Este o persoană care ține la aparențe, este o persoană interesată și de ce spun ceilalți despre sine, dar și de ce ați putea spune voi despre această persoană. Ține la aparențe și
Dacă ar acționa în acest moment, s-ar simți mai prejos de voi, ar însemna să-și calce pe propria sa mândrie. Regina de cupe. Și cu toate astea, este o persoană care are sentimente pentru voi. Dar este o persoană foarte imatură, foarte copilăroasă. Din start, de când a apărut numărul 5 aici, numărul 5 explorează mult, caută mult în această viață, nu prea este statornic. 3 de monede. Uite, ar putea găsi alături de voi un partener stabil, însă în egală măsură ar fi ca și copilul din cuplu. Posibil aici să fie în acest moment această persoană departe de voi pentru că s-a îndrăgostit de altcineva sau pentru că este în cuplu cu altcineva și energia vă spune că între voi doi în acest moment este acest blocaj 8 de spade. În egală măsură, așa cum această persoană s-a jucat, a fost un copil în relația cu voi, poate fi și în actuala relație, unde de asemenea situația este instabilă și oricând poate face un pas înapoi către voi. Dacă sunteți singuri, este o persoană care greu se va convinge să facă un pas înainte către un angajament stabil, dar odată ce o va face, va fi relație de lungă durată. Potențialul este să dureze. O persoană care în acest moment, după cum spuneam, este blocată de ceva anume, nu îi este clar nimic. Nu îi este clar nimic, nu poate face nicio promisiune, nu își poate lua niciun fel de angajament, pentru că orice ar spune, orice ar gândi, are senzația că nu duce nicăieri. Este o persoană care va face pași atunci când va considera că este cazul în propriul său ritm. Este o persoană alături de care creșteți spiritual, o persoană pe care ați întâlnit-o pentru că este parte din călătoria voastră spirituală și care vă ajută pe voi să vedeți lucrurile printr-o perspectivă mai profundă. Aici avem grădina și judecata. Este o persoană publică cumva sau care are nevoie de foarte multă atenție, o persoană foarte frumoasă, foarte atrăgătoare. Este o persoană care îi plac complimentele de fiecare dată, este o persoană care petrece foarte mult timp în afara casei și care greu conștientizează ce înseamnă o echipă, ce înseamnă un cuplu și cum stau treburile într-un cuplu. Avem aici numărul 10 și alchimia. Este o persoană care manipulează foarte ușor lucrurile în propria sa favoare, dar este în egală măsură și o persoană pe care sau cu care, dacă dragostea necondiționată există, dacă este această conexiune spirituală și amândoi veți depăși anumite lecții karmice, anumite efecte din trecut, anumite cauze din trecut, din alte vieți, sau dacă ați învățat din experiența voastră de până acum, lucrurile sunt posibile, o relație este posibilă aici. Este o relație care se poate vindeca. O cruce fixă. Este o relație care are un sens. Este o persoană care este parte din viața voastră. Sensul acestei persoane în viața voastră există. Este acela de a vă topi vouă ego-ul, de a vă face pe voi mai flexibil, mai adaptabil. Este o persoană care vă schimbă paradigma și ideea conservatoare despre viață. Și este o persoană cu care aveți acorduri karmice anterioare. Galaxia, din nou 20. Că sunteți singuri și vă place această persoană, este o persoană care v-a intrat în viață pentru evoluție spirituală. Este o persoană alături de care, da, puteți avea o relație, dar nu va fi mereu la fel. Tot timpul vor apărea lucruri,
posibile obstacole, posibil situații prin care voi să aveți de depășit împreună acele obstacole și acele lecții pentru evoluție. Este o persoană cu care doar pe calea spirituală puteți avea o relație. Dacă această persoană nu întrunește aceste puncte importante, atunci relația nu poate dura. Dacă v-ați despărțit de această persoană, există posibilitatea să vă reconectați pe mediile de socializare, însă, din nou, această persoană așteaptă constant de la voi să faceți primul pas și își permite chiar și luxul de a nu răspunde atunci când vreți voi, de a nu vă răspunde la fel de repede, pentru că pur și simplu așa este energetic construită sau vrea foarte mult atenție. Atenție și la narcisism aici, cu energia aceasta a leului. Este foarte multă dramă aici și aici avem tornada și numărul 8. O atracție sexuală foarte puternică, dar după cum vă spuneam, este o persoană complet imprevizibilă. Orice ați vrea să știți legătură cu această persoană se poate schimba din minut în minut. Când credeți că ați înțeles ceva, mai apare ceva care vă dă peste cap întreaga teorie. Este o persoană care vă ajută să vă eliberați, dar în egală măsură nici nu vă promite că vă poate îndeplini vouă așteptările la nivel emoțional. Tare complicat e aici. Regele de bâte, din nou, este o persoană atrăgătoare. Să fiți prudenți și atenți, pentru că aici s-ar putea să cedați voi foarte multă energie. Avem și 6 de monede aici, care spune că niciodată s-ar putea să nu atingeți această energie sau pentru a fi într-o relație cu această persoană, în permanență va trebui să cedați voi ceva. Energie, bani, timp, convingeri, credințe, etc. Sentimente romantice. Da, este aici vorba despre așa ceva. Este o persoană care are sentimente romantice, avem asul de cupe, dar după cum spuneam, pe cât este de intens, pe atât de repede se stinge. Și avem în acest moment, când filmăm, energia vărsătorului, unde Pluto va face conjuncție cu Venus și fix despre asta este vorba. Atracție la superlativ, dar această energie este atât de condensată și de puternică și de intensă încât nu poate dura. Vedeți? Și singura cale aici este aceasta de a vă uni forțele. Însă această persoană este emoțional ușor dezechilibrat, s-ar putea să fie și ușor manipulatoare la nivel de sentimente. Te iubesc dacă faci asta pentru mine sau nu mă iubești dacă nu faci asta pentru mine. Să aveți grijă! Sau poate ia totul foarte personal. Este doar despre această persoană, această relație și atunci să vedeți. Are nevoie să doarmă, este o persoană care are nevoie de fapt să se trezească în conștiință. Din nou se repetă elementul soarelui. Soarele este guvernatorul leului, energie de foc. O persoană care trebuie neapărat să lucreze la propriul său ego sau care va topește-vă orgoliul și vă curăță rând pe rând câte o credință, câte o credință, câte o credință pentru ca voi să deveniți mai flexibili și să vă puteți echilibra mai mult. Uite, din nou, elementul acesta artistic, de faimă, de prestigiu, de funcție importantă, orice ar însemna asta. O persoană care a intrat brusc în viața voastră sau neașteptat, când mai puțin vă așteptați voi, dar care în egală măsură are și acest rol karmic de a vă face pe voi să vă treziți la viață. O persoană care când mai puțin vă așteptați, atunci apare, reapare în viața voastră sau atunci vă scrie, atunci vă curtează. O persoană care, da, este posibil ocupată, care s-ar putea să aibă ceva provocări cu sănătatea sau să se consume foarte, foarte mult, să se enerveze foarte repede. O persoană cu care s-ar putea să fie avut mereu discuții, certuri, ping-pong, cum se joacă tenis, pasăm mereu mingea de la unul la celălalt. Deci și în mintea voastră și în mintea acestei persoane, în acest moment, iată, rulează discuțiile, ce a spus, ce a făcut. Și pentru a putea avea o concluzie aici, este important să le curățăm.
Tăiem răul de la rădăcină. Dacă vrem o relație cu această persoană, 11 și 11 este trezire, este acel moment zero în care să vedem exact ce avem de făcut. Avem aici vaporul și ați avut tema vaporului. Este un foarte bun negociator sau este o persoană care vorbește foarte mult și cum vă vede, ce vrea să facă în acest moment? Să vorbească, uite, să vă caute. În egală măsură vrea să fie și cu voi, dar și singură această persoană. Sau este acel punct în care vă puteți elibera fie de această persoană dacă va consuma foarte tare iubirea sau vă puteți elibera de această energie dominantă și controlatoare pentru a putea avea acest parteneriat, această liniște. O persoană care vă vede pe voi foarte atrăgători, foarte senzuali. Aici aceste două simboluri îmi vorbesc despre Venus, foarte senzuali. Și este foarte, foarte atrasă de voi. Dar în egală măsură, aici acest porc care zboară vorbește despre faptul că la bază fundația nu-i solidă. Este foarte intens totul și apoi se stinge. O persoană norocoasă sau este o persoană care vă ajută pe voi să vă întregiți, să fiți pe picioarele voastre și aici treburile sunt destul de încurcate. Este o persoană care vă poate cauza atât de multă durere, dar care vă poate și arăta cât de mult se poate iubi în această viață. Este o persoană alături de care învățați dragostea, dar și durerea. Deci este o persoană a extremelor. Este o relație a extremelor, mai degrabă. Sper să vă fi fost de ajutor. Vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!